De sute de ani, câinele este cunoscut drept cel mai bun prieten al omului și, indiferent de rasă, dimensiune sau aspect, câinele este cel mai iubit animal de companie din istoria omenirii. Cu această ocazie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Mehedinți a sărbătorit-o pe Poma, un ciobănesc german, care de curând a împlinit vârsta de 9 ani. Poma a fost adusă la sediul detașamentului de pompieri Drobeta Turnu Severin la vârsta de 8 luni de la Centrul Chinologic din Sibiu și este specializată în misiunile de căutare-salvare a persoanelor aflate sub dărâmături. În cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți face parte și Poma, alintată de pompieri Tina, un câine ciobănesc german care de curând a împlinit vârsta de 9 ani. Acesta este specializat în misiunile de căutare-salvare a persoanelor surprinse sub dărâmături. Din fericire, până acum nu a fost nevoie ca Poma să participe la misiunile pompierilor mehedințeni, însă le-a fost alături salvatorilor pe timpul exercițiilor desfășurate, fiind pregătită să-și dovedească eficiența în situațiile reale. Tina face parte din echipa de căutare-salvare a detașamentului de pompieri Drobeta Turnu Severin. A fost adusă în 2013 la noi, acreditată căutare-salvare din mediul stile vieții în 2014 și de atunci face parte oficial din echipa noastră de căutare-salvare. Este acreditată la fiecare 2 ani la Centrul Chinologic Sibiu. Ziua de 26 august a fost instituită ca Ziua Internațională a Câinelui pentru a aduce un omagiu patrupedelor care ne sunt mereu alături și ne alină singurătatea, oferindu-ne prietenia lor și mai ales loialitatea.